piele de vițel, frumos, elegant. Aduceți băiatul în coace și îl îmbrăcăm așa, Nickerman, original. Ioan Peter a venit tocmai din Ardeal pentru a le aduce constanțenilor haine din piele naturală. Și nu este prima oară când bate atâția kilometri. De 20 de ani vine la malul mării cu modele cât mai actuale, spune el. Noi le facem el la Z. Haine românești, au etichetă, fiecare firmă avem și sus eticheta. Noi ne luptăm cu modele noi, că când venim aici, atât timpul trebuie. Ce ați adus nou, atât timpul trebuie să scoatem un model nou. Piele românească, asta căutăm. Sper să mă hotărăsc să-mi iau una dintre ele. Dan Oproiu a venit de la Orăștie, localitatea devenită celebră pentru hainele din piele și blană. Spune că munca producătorilor nu este deloc ușoară. Trebuie să se lupte mereu cu marile lanțuri de magazine. Deși în întreaga lume sunt organizate campanii care protejează animalele și un număr din ce în ce mai mare de oameni preferă hainele din piele ecologică sau blană artificială, în România nu se simte o scădere a cererii. Blana o cumpărăm din sunt diverse crescătorii. Ar găsim, facem haine. Ce se vinde cel mai bine? Cei mai ieftin. Cei mai ieftin și să fie să arate bine. Este vreo blană anume care e mai căutată? Da, pot să zic că ceva de vulpe, la veste de vulpe sau depinde de model. Frumos. Sunt, cum să zic, excelentă. Preferați să vă cumpărați de aici în locul magazinelor din mall, de exemplu? Din mall nu, expre când e târg. Calitatea produselor din Orăștie este recunoscută și în străinătate. Hainele făcute aici au ajuns să se vândă pentru sute de euro sub eticheta unor branduri de lux. Dacă vreți să vedeți oferta producătorilor români, veniți la Tinimtex. Mai aveți timp și mâine. Comercianții vă așteaptă la Centrul de Afaceri Eurolitoral și la Pavilionul Expozițional până la ora 16.